Bun, găsit prieteni din acest moment și pe TVR2, în transmisiunea directă din studioul Radio România Actualități, unde alături de mine se află una dintre cele mai apreciate femei din teatrul românesc, dramaturg, regizor, scenarist și uneori, prea rar, actriță. Invitata noastră de astăzi este Lia Bugnar. Lia, bun venit! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație și pentru descrierea. Uh, hiperbolizat, aș spune, nu vă mulțumesc <laughs> că afirmații de genul ăsta te smintesc, dar nu pe mine că n-aș crede în viața mea așa ceva. În primul rând că ar fi foarte greu un teatru românesc să faci un top al celui mai. Pentru că noi ne certăm foarte mult. Am, <laughs> deci zis, am zis una dintre cele mai... Deși din... aș fi spus ai că luat această, eu aș fi spus cea mai. Da. Ai luat această uh, marșă de siguranță. Dar nu, noi ne certăm. Noi uh -huh. nu suntem în, în stare în teatrul românesc să stabilim vreun fel de top și în caz că am fi vreodată, îți garantez eu că nu m-aș afla Nici nu cred că e nevoie e. De, de ierarhie până la urmă. Uh, deși -au, au apărut termeni ca Bugnarism sau univers bugnarescian, în multe locuri, din câte m -am, m am citit, am intrat pe internet ca să mă documentez și mai bine despre pentru interviul de astăzi. Uh, oricum, mulțumim frumos că ți-ai făcut timp și ai venit între prietenii de la radio. Cred că e o zi obișnuită pentru tine, adică se joacă astăzi și astăzi o piesă de-a la Teatrul Național, uh, Musca și Bătaie. Da. Uh, nu mai sunt da. bilete. Uh, nu, mai sunt. nu mai sunt. Ce bine, pare -am, am intrat de ieri, al și am văzut că nu mai sunt. Uh, cineva spunea că această piesă te face să vrei să fii tânăr sau să vrei să fii actor. Două ipostaze în care nimic prea rău sau prea urât nu, nu, pare să dureze. Cum e pentru tine acest spectacol? Pentru 14 tineri actori. Da, a fost o... M-au chemat cei de la facultatea de teatru să spun foarte pe scurt să fac un soi de workshop sau orice cu ei, anul doi master deci terminau, ieșau din școală pe vremea mea făceai patru ani și aia era școala, acum sunt tot felul de lucruri, mai faci un master, mai faci un doctorat, poți să tragi de școala aia mai mult timp. Cert e că ei erau de 5 ani în școală, nu i mai tolera nimeni, deci sistemul le spunea, gata, sunteți destul de pregătiți să fiți actori. Și era spre finalul ultimului an acesta, al cincilea, anul doi master, și uh, m-au chemat să fac un workshop cu ei. Și uh, eu... Nu cred în lucrurile astea, în workshop-uri, în vorbit despre, în... și am zis, păi, dacă tot m-a schema pe mine care mai scriu și așa, hai să rămână și ei cu ceva să vedem. Uh, și norocul a fost, am făcut acest spectacol pentru ei, a, această piesă, și am făcut după aceea spectacol împreună, care a fost, a fost atipic uh, procesul prin care s-a iscat toată treaba, diferit de ce am făcut eu toată viața mea până atunci, în sensul că în prima zi m-am dus am cunoscut, n-am avut vreun casting sau, ca să folosim, nu i-am ales în vreun fel, nu i-am selecționat, am spus cine vrea să vină la mine, să vină, era o clasă de 20 ceva de oameni, au venit aceștia 14, condiția a fost să nu mai lucreze la nimic altceva în acele zile, o lună dura toată treaba. Au venit, cred că a fost bătaie. Nu a fost bătaie, din 20 au venit 14, poate, nu știm de ce nu au venit Ceilalți, dar și n-aveau de ce să se bată că eu primam pe toți, puteau să vină și 20 și eram hotărâtă să mm. găsesc ceva pentru toți și în prima zi atâta le-am zis, spuneți în fiecare care e calitatea voastră cea mai mare pentru teatru și cel mai mare defect al vostru care vă ține și fiecare a spus despre el însuși și fiecare despre ceilalți, deci asta la 14 oameni a durat ceva și am zis ok, acum mă duc acasă și scriu până mâine ceva pentru voi mâine vin, citim și după aia, și a, a, timp de 9 zile am făcut asta, în fiecare zi le aduceam, mă simțeam ca o, o pasăre care aduce în cuib puiilor că mă așteptau să vadă și eu continuam să scriu în fiecare zi, ei o luau iarăși de la prima replică și citeau până unde scrisesem în ziua aia și peste 9 zile am avut piesa, vreo 2 zile am citit-o toată, după care 8 dintre cei 14 au făcut COVID și ne-am oh, împrins 10 zile. De când erau pui gata să da, zboare, au da, făcut... Au făcut COVID da. și s-a... da, din ăla rău. Asta și era în 2020? Uh, era 2028? anul trecut. Anul, anul trecut anul s a fost, da. da. Și au uh, făcut COVID toți și uh, toți 8 din 14 și oricum eu i-am bănuit că au toți de fapt că era acolo, mă rog. Uh, și uh, după care n-au mai rămas 5 zile să facem spectacolul propriu zis. Și a, a, fost, a ieșit ceva atât de aparte, atât de pentru ei, pentru felul în care ei sunt fenomenal de, de buni, incredibil, la cât de, uh, de Aiuritor e sistemul acum în facultate. Pe vremea mea știa exact cine ți-e profesor. Dacă lipseai 10 minute, uh, o pățeai rău cu doamna Sandamanu. Apropo. Da, din păcate uh, a venit și această veste tristă pentru Teatrul Românesc Neapărăsit, doamna Sandamanu, marea regizoare și profesoară de, de teatru. Ți-a fost uh, profesoară? Da. Cum da. era? Ce ai învățat de la ea? Uh, am învățat... Uh, da. Am e, învățat tot. E greu, e greu, am învățat tot. Am învățat a, tot de la doamna Manu și. Uh, uh, ok, hai că m-am potolit. Multe, uh, ge multe generații uh, de și, artiști și Simt mai, ca tine. Sunt convins. Mai ales, Da, suntem mulți. Revenind uh, la la Și mai tineri. ales am învățat, uh, datorită dumneei, pentru că a ridicat ștacheta atât de sus încât eu o bună bucată de timp am crezut că nu pot să fac teatru. Uh, din acest motiv am ajuns să scriu. Pentru că o vreme am stat pe bară, pur și simplu, nu nu reușeam să mă. și m-am apucat de scris, m-am împrietenit foarte bine cu doamna Manu după, după facultate, ceea ce e, dacă ne gândim, e, e mai cinstit, așa că în timpul facultății noi eram chiar 25 în clasă, mulți, enorm. Și de la clasele alea de pe vremea comunismului, când erau 3-4 într-o clasă, acum eram 25, se dăduse drumul la democrație. Uh -huh. Și uh, după facultate, m-am prietenit cu dânsa și uh, m-am apucat de scris și. Ați fost, da. în, ați fost în legătură până da la da, sfârșit. Da, mulți studenții de dumnei au fost în legătură cu, cu dânsa până la sfârșit legătura care se mai putea avea pentru că uh, a fost o problemă de, de minte, de mintea care se disipase, se dizolva și avea uh, aproape 90 de ani. Uh, Dar pe mulți, da. pe mulți i-a învățat uh, acea inteligență a actului scenic, bunul simț, eleganța, clasa pe uh, care toate astea și în afară de asta un soi de respect pentru teatru uh, pentru o ființă reală, nu ca, pe o, ca pentru un concept, o noțiune. Nu. Ca pentru un om pe care îl admire extraordinar de tare și pe care, dacă nu-l tratezi cu respect, te va respinge. Adică, Doamna nu reușea să-ți transmită ideea asta că teatru te poate respinge dacă tu nu, nu îi, îi dai tot ce ai tu în și tine dacă, pentru teatru. Și dacă nu ești cinstit cu el. Dacă nu ești cinstit, da. da. Revenind la muscă poaie și bătaie, cel mai frumos spectacol al tău, spui, cel mai gingaș, Da, și spuneam mai că simpatic. la ei e o, da. o zăpăceală acum, în sensul că ei au totul pe module, au mulți profesori, au. Adică numai nimeni să ieși din facultate să zici sunt produsul, cum zicem noi mulți, sunt produs Sandamanu. Eu, unde ai fost? La Sanda. Adică îți vine imediat. La ei e, e foarte... Uh, copilul cu multe moașe se știe, rămâne cu buricul netăiat uh, și de asta am fost extraordinar de surprinsă la acest sistem cât de performanți sunt acești copii, probabil de disperare și-au dat seama că scapă cine poate, uh, sunt extraordinari. Au, au maestriile foarte bine antrenate, adică toți cântă, toți dansează, sunt foarte bune actori, sunt extrem de bine crescuți, au cei șapte ani de acasă, toți, adică nu e unul între ei care să zice eh, hai cu ăsta să mă por mai că săra cu atâta... Mm. Nu, nu, sunt, sunt foarte pregătiți. Păcat că nu știu pentru ce sunt pregătiți, că... Sistemul e făcut în așa fel încât nu are niciun fel de uși deschise pentru tineri, dar iată, TNB-ul are această, această alee care se cheamă 9G, Noua Generație, și TNB-ul ia sub pălăria lui sau chiar produce uneori spectacole cu tineri. Pe care nu i angajează, dar spectacolul intră în repertoriul TNB, ceea ce e uriaș, lasa la sala mică, ceea ce oricum e mare lucru pentru că sunt spectatori reali plătitori de bilet care vin, te văd, te țin minte și sunt plătiți din, din procente pe bilete și fac niște procente destul de generoase, avantajoase pentru, pentru copii. Um. Am constatat că ești atât de, de însuflețită când ai o piesă nouă, încât aproape de fiecare dată spui că e cel mai bun text al tău, cel mai frumos spectacol, cel mai gingaș, o piesă cea mai adevărată. Te, te înflăcărezi ușor sau ce simți? Ești moașa aceea cu mulți copii pe care de fiecare dată când apar pe lume, E cel mai bun, cel mai frumos. Să ne înțelegem, eu nu cred despre spectacolele mele, nici că sunt bune, nici că sunt frumoase. Topul, întrecerea e între mine și mine, adică nu e între mine și Mimi Brănescu, de exemplu, pe care îl admir enorm. Cred că e unul dintre cei mai importanți dramaturgi români. Care și el scrie și teatru și TV. Apropo, ai scris pentru serialul TV și pentru Vlad și pentru clanul acum... Da. Cum merge? Cum, cât de mult îți place să faci asta? Ce preferi? Scenarii de, de film sau piese de teatru? Cred că uh, teatru, din câte îmi dau seama. De pre... Eu prefer să nu scriu, să ne înțelegem. Nu-mi place nu să... Nu, nu. Dar e singurul lucru care m-a scos și pe mine din mulțime și din anonimat. Mie îmi place în principiu să citesc, nu să scriu. Mi se pare că e scris destul pe lumea asta și că oamenii oricum nu, nu risipesc acest lucru, adică se citește puțin. Deci care-i sensul să mai scrii? Oricum e o idee care simt că, să simt că se zbenguie prin mine și trebuie să iasă în lume aceste idei neapărat și povești. Eu n-am. Eu, eu inventez când e nevoie să scriu, când mi se cere să scriu. Dar evident teatru. Teatru este mai greu de scris. Răspund acum la întrebare. Teatrul e mai greu de scris, teatrul este uh, într-un timp scurt, față de un serial sau un lungmetraj. și cu mijloacele la vedere, care sunt mijloacele de teatru, uh, trebuie să uh, faci o poveste care să-l uh, să ducă pe spectator uh, în altă parte decât în viața din care vine. Uh, la uh, serial. Sigur că e foarte bine ca fiecare minut să conteze și să fie aparte, dar lucrurile se fac mult mai repede. Cum e Clanul, într-un timp de două ore, cât ține un episod, se filmează în șapte zile, adică și un metraj care ține poate mai puțin de două ore, se filmează într-o lună, 30 de zile, 20 de zile. Deci, în șapte zile, să faci un film de două ore. Uh, e o, o performanță deci ca ați ca exersa meseria e foarte bun uh, demersul ăsta cu serialele pe de altă parte e acolo un compromis mare pentru că nu ai cum să faci lucrurile peste un nivel uh, în șapte zile, iar cu scrisul scriu un, un episod din asta de, de, de două ore îl scriu în trei zile, patru zile ceea ce spune mult uh, Dezvolt un soi de, de, de ușurință, de. pe de altă parte, e și o alienare, pentru că scrisul trebuie și el, n-ai voie să-ți să umpli prea mult în rezervorul, rezervorul ăla, pentru că, iertați-mă, e dimineață încă n-am apucat să vorbesc prea mult pe ziua de azi. Rezervorul ăla, cred și eu, care are, e finit. Uh, mai ales că dar sub, da. subiectele poveștilor talele ei din din viața reală cred că toți suntem suma trăirilor, întâmplărilor și întâlnirilor noastre uh, și Texte, da, textele acestea uh, pe care le scrii uh, mai suferă modificări pe parcursul repetițiilor sau rămân cum au fost scrise inițial extraordinar de puține modificări extraordinar de puține modificări mai ales că de obicei eu lucrez cu prietenii mei, cu Marius Manole, cu Maria Obretin, cu... Medea Marinescu, cu Bangel Damian, Cuba, adică oameni foarte, foarte, foarte... Teatrul tău care este știu... un teatru făcut între prieteni și poate da. că în tocmai asta este puterea. Și am, am, am învățat acum să le scriu direct cu ce ar modifica ei, mm. dacă ar vrea să modifice, adică Marius, care este un clown și uh, îi place foarte mult să inventeze extra glume la ce scriu, de exemplu, la și cu pisica ce ați făcut, n-a avut ce să schimbe, pentru că deja îi scrisesem toate pantele pe care știam că el le-ar fi făcut. Wow, și, și în piesa Ce avem noi aici, pe care am văzut-o anul trecut, mi s-a părut uh, că a improvizat, adică... Nu improvizează nimic. Da, nimic, nimic, nimic. nimic. Uh, dansul, uh, dansul este de fiecare dată altfel, al lui Marius. În Ce avem noi aici, un spectacol de-al meu, Marius Manole are un moment de dans. Uh, și nu are nimic stabilit De fiecare dată e Pentru mine e un moment de grație Marius se mișcă fenomenal Uh, și cântecul pe care îl cântă la fel e de fiecare dată cântat altfel la partea, singura parte de improvizație în rest totul este la milimetru Am auzit că în Marea Britanie unde era frig a cântat altfel puțin mai clanțănit din dințe, așa. De cântat a cântat acolo cum trebuie că încă nu se declanșase dar uh, chiar a avut o hipotermie da. ceva și n am speriat tare de tot, adică a fost două ore după aia continua să clănțenești și să nu... Dar a dus spectacolul, Marius este... Reacționează bine situație limită. Da, da, mă tem că el va fi acel caz pe care, căruia vom vedea finalul cu toții, vom fi cu toții pe scenă. Sperăm că foarte, foarte, foarte târziu, după mine asta e, asta e chiar un final frumos să... să să-ți închei viața în locul pe care l-ai iubit cel mai tare. Sper că se va întâmpla când o să aibă 16 ani, dar cred că așa va fi, că n-are cum. El petrece mult prea puțin timp în afara scenei. De ce are nevoie un actor ca să fie cu adevărat bun? Cât de importantă e vocea, de exemplu? Nedrept de importantă și o spune una care n-are voce ah. și nu, serios. No, -auzi în căști? Uh, da și o tortură. Uh, no. Este e nedrept de importantă uh, vocea. Este și e, sigur că e un instrument îmbunătățibil și poți să faci, să ai o vorbire nobilă, dacă ai niște vocale de cartier și așa, oricum se vorbește, nu știu dacă limba română a fost vreodată mai schinguită și mai urât vorbită decât în anii ăștia ai noștri, poți să îmbunătățești, să curezi, dar timbru, care e, dacă s-ar fi putut câștiga voce, vă spun eu că Madonna, care este atât de ambițioasă, reușea să cânte. Ea a putut să facă orice, doar să, să cânte n-a putut, că n-ai cum, dacă poți să fii mai puțin afon poți să cânți mai puțin urât dar niciodată nu acolo e Dumnezeu și eu am prieteni care au voci fenomenale Marius e unul dintre ei domnișoara Morgenstern senior și domnișoara Morgenstern junior Cabiria, juniora, da. are și Cabiria și Isadora, uh -huh. toată lumea are voce și Tudor, toată lumea are voce în familia aia Uh, dar uh, domnișoara Maia Morgenstern uh, are un timbru așa, dar hai să nu vorbim de, de uh, acolo, că zicem că în atâția ani poate să mai face, dar linka Manolaghe, care va avea râsul cel mai gros dintr-un grup de băieți, <laughs> oriunde o, o prin și, are un glas care... Pledează, are un glas care are dreptate, cum zicea doamna Manu. Da, frumos. Asta ne-a spus, într-un autobuz, când se ceartă doi oameni, cine are dreptate. Și Noi n-am știut să zicem, și a zis, cel cu voce joasă, vă spun uh -huh, eu. Uh -huh. Și așa e. Da, da, depinde acum și cum te văd, cum te percep ceilalți pe tine, cum crezi că te vede lumea și cum ești tu, de fapt, Lia Bugnar. Uh, lumea habar n-am, nici nu cred că stă lumea prea mult să mă vadă pe mine, sincer, că nu sunt uh, un om atât de vizibil. Uh, cred că pe scenă mă văd uh, așa și așa, în mediocritatea mea, dar uh, am de partea mea faptul că, în general, uh, spectacolele în care oamenii mă văd sunt scrise de mine și atunci uh, eu mă liniștesc și zic că am în rug să cel un uh, capital de simpatie din start și atunci mă mai liniștesc și sunt mai bine. Pe scenă, deci, cred că mă privesc așa, cu îngăduință oamenii, cu scrisul... Ai un umor mai special pe care nu toți îl înțeleg. Te deranjează asta? Nu, umorul de la teatru îl înțelege toată lumea, sincer. N -am, n -am pro... Unde mă gândesc eu acasă că vor râde, acolo râd. Mm. Nu avem probleme. În viață nu înțelege toată lumea când glumesc, nu... Uh, și eventual și pe Facebook, dacă scriu vreun comentariu sau vreo postare. Eu nu pun emoticoane. Uh, mi se pare culmea infirmității umorului să trebuiască să pui o față zâmbitoare ca să-și dea seama lumea că ai glumit adică mi se pare grav de tot dacă ajungem să ne explicăm să, spui să, să facem desene no. să, eu am făcut o glumă și acum pun un desen alături să știe lumea că am glumit dacă gluma e, e construită cum trebuie, lumea va izbucni în râs și atât nu va trebui să le spui glumă uh, și uh, lumea cred că mă percepe așa cum merit adică Uh, chiar cum merit, cu o atenție când fac ceva bun, cu neatenție când nu fac nimic, mă uh, amendează când spun ceva ce li se pare lor nu știu cum și n-am o problemă nici cu asta, pentru că de foarte multe ori când spun ceva uh, care știu că nu va fi privit cu simpatie, uh, decid să fac asta, chit că pierd niște spectatori, uneori. Ai nevoie să spui lucruri care ți, 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 ți se urcă până în. stau să iasă afară din gură și uite, nu le spui că nu e politică corect, că toată lumea e de altă părere, că nu ești în, pe valul părerii corecte din momentul ăla. Fac asta și atunci sunt care mă bălăcăresc, dar iar întrebarea cum el ia de fapt cu cei ca, cei care acolo. care să te știe trebuie să meargă la teatru, să vadă piesele tale, să plătească bilet, să Cred vadă... Cred că da, acolo da. poți afla mai multe despre mine. În rest, un om ca toți, disperat și el să fie acceptat, iubit, să primească premiul cu coroniță și când zic premiu, nu mă refer la premii. <laughs> mă refer la acceptare. Asta înseamnă sunt... pentru tine succesul. Ce înseamnă cu adevărat? Uh, să pentru, dai... pentru mine succesul cu adevărat înseamnă să am... Să am să oameni, oameni pe fiecare scaun din sală și care să-și fi plătit biletul. Adică nu cred în invitații la teatru. Asta, și atât, e, ești oricum mai mult. bogată prin faptul că îți câștigi existența din faptul că faci lucruri cu prietenii tăi. Actorii? Da, enorm. Asta e un noroc chior. E un norocior. E singura mea consolare pentru faptul că trebuie să muncesc. Munca mi se pare o nedreptate în sine, dar în cazul meu e un norocior, adică să poți să muncești cu prietenii tăi alături și să faci lucruri care au dublă recompensă odată că câștig bani din ce fac și doi, că sunt oameni acolo, în sală, care pe loc îți arată recunoștința lor. Asta mi se pare nedrept aproape de, 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 plăcut. A zburat timpul, Lia, s-a dus în interviu, s-a apropiat de final. Felii, masculin, feminin, noi patru, ce avem noi aici, cu pisica ce ați făcut, muscă, paie și bătaie, sau bătaie și Doamne ferește, cea mai nouă piesă scrisă chiar pentru actorii care joacă în ea, Delia Bucnar, Și de, uh, mai este și masculin, feminin și la masculin, teatru feminin, de comedie. Da. Mulțumim frumos pentru tot ce faci și pentru că ai fost astăzi între prietenii de la radio și te mai așteptăm și te urmărim la teatru. Bine, vă mulțumesc și eu, am vorbit ca o moră stricată, scuze. Nu-i problemă, că te am bucurat. <laughs> de Diseară pe TVR2 de la ora 21, o nouă ediție a emisiunii Istorii de Bun Gust. O nouă întâlnire cu prietenii de la radio și cu invitații în fiecare zi la 11.30 aici la Radio România Actualități. Sunt Dan Creța, o zi frumoasă în continuare.